Elevii de clasa 8-a se pregătesc să susțină probele din cadrul simulării evaluării naționale, începând de luni 5 februarie. La nivelul județului Hunedoara sunt, la finalul ciclului gimnazial, peste 3.000 de elevi, care ar trebui să se regăsească săptămâna viitoare în sălile de examen. Chiar dacă prezența nu este obligatorie, dascălii recomandă ca fiecare dintre ei să participe pentru a se familiariza cu atmosfera examenului. Elevii de clasa 8-a se pregătesc pentru primul examen important din viața lor. Luni va avea loc prima probă în cadrul simulării evaluării naționale. Conform calendarului publicat de către și transmis de către Ministerul Educației, începând cu data de 5 februarie, începe simularea națională a examenului de evaluare națională. Mai exact, în data de 5 februarie va avea loc proba de la limba și literatura română, proba scrisă, în 6 februarie, proba scrisă la matematică, în 7 februarie, limba și literatura maternă, acolo unde este cazul. În data de 23 februarie se vor comunica rezultatele. În județul Hunedoara avem 3.041 elevi înscriși în clasa 8-a. Deja am organizat mai multe întâlniri, mai multe ședințe pe această temă și am pregătit centrele pentru a te organiza această etapă în cele mai bune condiții posibile. Scopul acestor simulări este de a familiariza pe elevi cu condițiile de examen, dar totodată de a avea și un feedback în ceea ce privește nivelul de pregătire al elevilor. După simularea națională vom analiza rezultatele și, bineînțeles, la nivelul unităților de învățământ, dar și la nivel județean, se va întocmi un plan de măsuri după, în funcție de rezultatele obținute. Probele încep de la ora 9, moment în care în fiecare sală vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30, iar timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 2 ore. Rezultatele vor fi comunicate pe 23 februarie. Comunicarea rezultatelor se va face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților. Notele la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. La simularea națională, nici la cea județeană, notele nu se contestă, dar în procedura transmisă de Ministerul Educației, comunicarea se face la nivel individual. Este extrem de important să se facă o analiză temeinică, riguroasă, la fiecare disciplină de examen, în prezența elevului, a părintelui, dar și a profesorului care predă disciplina de respectivă. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.